Da, domnilor și doamnelor, este proaspătul drum renovat de Consiliul Județean Cluj, din bani publici, adică din banii noștri, și care arată cel puțin la fel de rău ca și în urmă cu două săptămâni când a fost plombat de Consiliul Județean Cluj. Asta ține promisiunile domnului președinte al Consiliului Județean Alin Tișe, cum că nu o să mai fie nici un drum în județul Cluj care să aibă gropi fără număr. Le mulțumim din suflet și vă dorim tuturor oamenilor din Buza și din zonele care folosesc acest drum să-și plătească în continuare robinieta, taxele de drum camuflate în combustibil, și domnilor la Consiliul Județean Cluj le dorim ca în campania electorală să vină spre Buza. O să-i primim cu brațele deschise.